Caravana microbuzelor achiziționate de Aura a ajuns și în Argeș, trecând prin Pitești și Mioveni, oprindu-se și la mausoleul Mateiaș. Scopul declarat al protestului este de a-i convinge pe guvernanți să schimbe legislația, astfel încât microbuzele achiziționate din fondurile alocate ca subvenție pentru partidele politice să poată fi donate către școli. În prezent, legea care stabilește ce pot face partidele politice cu subvenția, interzicând donațiile. Început în București, protestul și deplasarea coloanei formată din cele 20 de microbuze este itinerant prin țară pentru a prezenta Scopul proiectului. Aur din uh, banii de la guvern, care, pe care i-a primit uh, ca, și cel, ca și partid parlamentar, a hotărât să nu cheltuiască acest, uh, acești bani pe sedii, pe, pe indemnizații, pe mai știu eu ce, și s-a hotărât să investească. A cumpărat 20 de microbuze pe care vrea să le doneze în mediul rural. Problema este că guvernul trebuie să ne aprobe ca să putem face acest, această donație. Pentru că, din punct de vedere legal, nu, există, nu este posibil. Traseul nostru, în prima dată, am plecat din București, unde în piața Victoriei, în fața Palatului Victoriei, am făcut un meeting prin care și am depus o petiție la sediul guvernului, domnului premier, cum îl cheamă, Ciolacu, să urgenteze și să reușească să dea o lege prin care să putem dona aceste uh, microbuze celor care am nevoie într-adevăr. Traseul nostru mergem spre Buzău, urmând uh, Bran, Brașov, uh, uh, aici în Mușel, Câmpulung. Uh, după aia de la Buzău mâine vom pleca spre Constanța, dar uh, vom face un buclă așa pe Tulcea și după aia duminică ne vom reîntoarce la București. Este o campanie AUR, marca AUR, pentru a conștientiza deficiențele de transport ale elevilor în mediul rural. Nu vrem să se mai întâmple evenimentele din Caracal, când copiii erau nevoiți să meargă cu ocazie și cine știe ce dubioși mai la ocazie. Din calculele noastre sunt peste 2000 de autovehicule care ar trebui, un deficit de 2000 de autovehicule care ar trebui puse la dispoziție de către guvern pentru a putea asigura un transport decent și sigur pentru elevii noștri. La mausoleul Mateiaș, caravana a fost întâmpinată de un grup format din membrii locali ai Aur, împreună depunând o coroană de flori în onoarea eroilor. Această acțiune a, part... a Alianței pentru Unirea Românilor, că noi suntem o alianță, partid, am fost nevoi să ne înscriem, este o dovadă că este un alt fel de partid și o altfel de politică pentru românii politica nevoilor românilor, iar politicienii sunt în slujba poporului și nu poporul în slujba politicienilor. Asta e o acțiune și o dovadă ca și caravana medicală care e în desfășurare, arată intențiile bune ale celor din conducerea și ale voluntarilor din teritoriile prin, din România.